Bună dimineața! Am întârziat un pic. Da, păi nu știu, am crezut că... Ai luat-o pe dinainte. Pasul cu mine. Hai tot, amândoi odată. Trei, da, hai să ne privim unul pe altul, da? 3, 2, 1 și... Bună dimineața! Suntem în ora 3 de telematinal și suntem acum live și pe TVR internațional și tradițional salutăm românii de pretutindeni. Da, să știți că voi sunteți departe de casă, dar cei de acasă mai trec prutul, da, și reușesc să încânte publicul spectator îndrăgostit de teatru cu spectacole frumoase realizate de regizori din Basarabia. Așa este, și noi profităm de ocazie și aducem la noi în platou ca să discutăm despre lucrurile frumoase. Exact, și vă spunem că ieri, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Festis, ediția a 6-a, s-a jucat spectacolul Județul fără caiș, o producție a Teatrului de Vest din Reșița, în regia lui Sandu Grecu. În această dimineață îl avem alături de noi pe regizorul și managerul Teatrului de Vest, domnul Florin Ionescu. Bună dimineața și bine ați venit la Telematina. Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, noi în ultimul timp cumva asistăm la un fenomen cultural îmbucurător și anume colaborările dintre teatrele de dincolo și dincoace de Prut. Când a început mai exact prietenia dintre Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragioale și Teatrul de Vest din Reșița? Deci prietenia de care vorbiți se datorează domnului Sandu Grecu în exclusivitate. Noi acum suntem pentru a doua oară în Festis. Prima dată am fost acum 2 ani, la ediția de acum 2 ani. Și odată, la prima ediție a festivalului pe care noi îl organizăm la Reșița, New Wave Theater Festival, Teatrul Satiricus a fost invitat cu angajarea de clown. Deci suntem deja de vreo 3 ani în colaborare. Cum ați descrie această prietenie, această colaborare? Pentru că s-a ajuns să montați și dumneavoastră la Satiricus. Acum vreo 2 sau 3 ani, după prima ediție a festivalului New Wave, am fost invitat și am făcut spectacolul Miliardul de Ian Tete. Iar domnul Sandu, iată, a făcut Județul fără caiș și nu se află la prima colaborare cu Teatrul Reșițean. A mai făcut și un Cehov, Cerere în căsătorie în cupe cu Ursul, și un Dario Fo. Deci de 3 ori a colaborat cu noi. Cum sunt apreciate spectacolele montate de domnul Grecu în România? Sunt comedii foarte bine apreciate. Tocmai datorită faptului că Cehov, primul spectacol pe care l-a făcut la noi, a avut un succes important, l-am chemat în continuare și iată, și aseară am avut o surpriză foarte plăcută la Chișinău, în fața publicului din Chișinău, care a reacționat cu totul alte momente decât se reacționează acasă. Da. Asta a dat aripi actorilor pentru că au fost plăcut surprinși să vadă că sunt reacții în public, râsete în public în momente în care acasă nu s-a râs niciodată. Dar de ce se întâmplă această diferență dintre reacția publicului? Cum credeți? Păi, presupun că... Umorul poate e diferit. Da, umor. Dau un mic exemplu. În Banat sunt tot felul de regionalisme, da? Și acasă folosim unul din regionalisme, că Banatul e Fruncea, se spune. Ei, la chestia asta nu s-a reacționat deloc aseară, Fruncea, de nu s-a înțeles. Da. Sunt și de limbă și mici nuanțe și de umor diferit, nu știu. Da. Spectacolul de ieri care a fost jucat, Județul fără caiș, din păcate n-am ajuns la acel spectacol, dar vom ajunge. Poate cu o ocazie o să trecem prin Reșița și o să venim la teatru. Vă așteptăm cu drag. Un subiect extraordinar, o satiră și am impresia că ușor se face aluzie și la felul cum suntem noi astăzi. Ne lăudăm cu lucruri pe care eu nu le-am făcut. Da, deci acțiunea se petrece în perioada comunismului sub Nicolae Ceaușescu. E vorba de raportările agricole care se fac și evident un județ de munte cum este al nostru, care este Severin, unde nu cresc caișii, raportează o producție din burtă, cum cea se spune, o producție uriașă de caiș și ajunge să fie cea mai mare producție din blocul socialist. Și de aici o mulțime de... Care au fost reacțiile oamenilor? Cum a fost primit spectacolul? Am spus, foarte, foarte bine a fost primit. Deci am filmat aplauzele, am avut vreo 4 minute de aplauze. Absolut minunat. Dar credeți că cumva omul râde, dar râde de el, de fapt, poate unii s-au și regăsit în situația când noi ne lăudăm. Unii au trăit acea perioadă și eu am trăit-o până la vreo 20 de ani. La premiera din Reșița am avut la balcon o familie de pensionari, am stat lângă ei, plângeau. Pentru că era amintirea tinereții lor, deci aveau nostalgie.
dar nostalgii nu după o epocă politică, ci nostalgii legate de propria lor tinerețe. Și trebuia să facă față unui regim care tot timpul îți punea niște reguli. E, și practic, e o mică parodie la ce a fost și ne putem regăsi și azi în situații de genul ăsta în care raportăm mincinos. Super. Cum apreciază publicul în Reșița spectacolele? Sunt mai bine primite alea de comedie sau alea... În general, în toată țara sunt primite mai bine cele de comedie, dar noi trebuie să păstrăm o balanță. Deci trebuie să avem grijă să facem spectacole pentru public, cum se numesc, puțin mai comerciale, și încercăm, ne străduim să facem și spectacole mai elitiste, puțin mai de festival, cum se spune. Deci ce spectacole elitiste se regăsesc în... Elitist, poate e un cuvânt foarte nimerit, dar dau un exemplu, stagiunea asta... Nu stagiunea, anul ăsta calendaristic, vorbesc în an bugetar, că așa primim bugetele, am avut Don Quixote, de exemplu. Am avut Visul unei nopți de vară, avem acum, suntem în lucru cu Calderon de la Barca, Viața e vis, în regia lui Toma Enache, dacă observați, am urmărit visul. Deci Don Quixote, unul din marii visători ai literaturii universale, apoi visul lui Shakespeare, Visul unei nopți de vară, acum Viața e vis al lui Calderon de la Barca, deci a fost costumele Doina Levința, deci muzica Țarii Tibor, toate ingredientele pentru un mare succes, sperăm, atât de public cât și de breaslă. S-a întâmplat asta așa gândit sau totuși întâmplător? N-a fost întâmplător. Tema visului a fost aleasă încă de anul trecut pentru anul ăsta. Cu Viața e vis chiar vom participa imediat după premieră într-un festival de teatru la Râmnicu Vâlcea. Dar tot vorbim despre planuri și evenimente care urmează, ce colaborări mai urmează cu Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, dar și nu doar, dar și cu celelalte teatre de la noi? Sperăm, cu celelalte teatre nu am contact deocamdată, înainte de a începe emisiunii, tocmai am discutat cu tine despre posibile viitoare, sper, colaborări. Urmează ediția noastră, ediția 4 de la New Wave, în vară, unde sperăm să putem invita, să putem selecționa un spectacol din Chișinău. V-ați gândit deja ce spectacol? Avem un selecționer, e vorba de criticul de teatru Doru Mareș. El va fi cel, dar nu am început încă selecția pentru... Dacă nu începe, poate acum ne urmăresc și directorii de teatru și poate directorii artiste și hai să pregătesc și ceva. Probabil că în ianuarie vor fi lansate cereri de înscriere și vom ține cont de discuția de acum. Noi până acum trimiteam doar la Satiricus, dar iată, o să trimitem și la Teatrul Național Ionescu. Eugen Ionescu, da. Acest festival este unul inedit pentru că acceptă spectacole cu noi forme, poate nu atât dramatice. New Wave, da, deci e un festival, așa a fost gândit încă de la început, de aceea se și numește așa, să fie un nou val. Asta nu înseamnă neapărat regizoral, poate să fie scenografic, poate să fie tratat într-un stil nou, o piesă clasică, deci e destul de permisiv, pentru că altfel cred că ar fi și foarte greu să găsești, să umpli 9 zile de festival, ține 9 zile. La fel ca și cel pentru copii, care se pregătește să înceapă în noiembrie, pe 18-26 avem cea de-a 6-a ediție a festivalului pentru copii Lumea Poveștilor. Deci New Wave a fost ediția 3-a, urmează ediția 4-a vara viitoare, să sperăm că totul va fi ok, că va fi pace în lume și în România și în Moldova și că vom putea să ținem festivalurile astea. Asta să fie. Vă dorim mult succes. Aceste două festivaluri să fie realizate așa cum vă propuneți dumneavoastră și vă așteptăm cu mare drag la Chișinău. Mulțumesc. Același succes sper să-l aibă, să se bucure de el în continuare și Festisul de la Satiricus și sper să revenim peste 2 ani în următoarea ediție. Știm că trupa de la Reșița a plecat acasă. Au plecat la 6 dimineața, ei sunt pe drum acum. Dumneavoastră ați mai rămas. Rămas să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Da. Și până pe 29 rămâneți în Chișinău. Rămân până se încheie festivalul. Da, este un lucru foarte important pentru
pentru că nu este doar despre a juca spectacol, a pune o bifă și a pleca acasă, dar e și de a lega prietenii și parteneri. Absolut, și de a urmări spectacole. Da, vă mulțumim, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Da, facem și o fotografie, vă rog, da. Să stați un pic aici. Așa, uite așa frumos, fraților, acest festin teatral, cum deseori este numit Festivalul de Teatru, continuă până pe data de 29 la Teatrul Național Satiricos Ion Luca Caragiale. Puteți vedea repertoriul acestui festival și să vă bucurați în aceste zile de weekend. Așa este, dar chiar s-a observat o tendință în ultima perioadă și pe parcursul la festival, că oamenii merg la teatru așa, în avalanșă, sălile sunt pline, sunt interesați de teatru. Și uite că am vorbit noi despre reușitele românilor din partea dreaptă a Prutului, dar avem reușite și din partea stângă a Prutului. Da, în următoarea ediție a emisiunii La Pas prin Țară, descoperim zona Maramureșului, un colț de poveste ce ne aduce mai aproape de natură și ne ajută să redescoperim tradițiile românești. Așa este, colegul nostru Ion Răilean ne invită într-o călătorie La Pas prin Țară, duminică 29 octombrie la ora 17. În noua ediție La Pas prin Țară, realizatorul emisiunii Ion Răileanu ne face un tur al obiectivelor ce merită vizitate și descoperite, printre cele mai atractive locuri ale Maramureșului. Sunt cam 400 de kilometri din Chișinău până aici în Vișeul de Sus, de unde luăm Mocănița. Este un traseu pe lângă râul Vaser, aici pe Valea Vaser. Abia aștept să văd ce urmează. Aventura lui a început cu Mocănița, ultimul tren cu apuri din România, care ne poartă printr-un peisaj montan spectaculos. După 2 ore de mers am ajuns la ultima stație, stația Paltin, aici în inima pădurii, lângă râul Vaser. Este natura foarte frumoasă, pe drum am văzut diferite stânci care te uimesc. E de-a dreptul uimitor, Mocănița merită vizitată. Dragul meu, unde am intrat, cu cine m-am adunat, și-a părmet orle. Ei, hai, șară, hai! La ultima stație, jurnalistul a gustat din bunătățile locului și s-a prins în horă cu membrii ansamblului Vișienii, care i-au vorbit despre tradițiile frumoase. Sunt foarte multe zone turistice, foarte frumoase, care în alte zone nu le poți găsi. Așa frumos ca la noi. Și peisajele și cam tot. Ce putem mânca? Ce putem gusta? Din... Sarmale. Sarmale, mici, coleșe. Ce mai avem? Pături. Pături. Ce e asta, pături? Este coleșe cu brânză amestecată. Gata, sunt maramureșan din Talpă. Pot dansa, am învățat ce e asta învârtită. Ion Răileanu și-a continuat traseul la Mănăstirea Bârsana, un alt obiectiv de referință din zonă. Odată ce ajungi în curtea mănăstirii, te cuprinde o liniște sufletească inegalabilă, pentru că natura, aerul de aici, dar și aceste edificii sunt foarte speciale. Este o mănăstire care merită vizitată de aici, din zona Maramureșului. A trecut și pe la Cimitirul Vesel, renumit pentru crucele viu colorate și mesajele atipice de pe ele. Cimitirul a fost creat acum 70 de ani la inițiativa sculptorului Staniu Ampătraș, care a decis să dea o altă culoare cimitirului din sat. Chiar în apropierea cimitirului există și un iarmaroc, un târg cu produse tradiționale. Uitați, vedem palincă, vedem aici suvenire, vedem iei tradiționale, dar și așa un chipiu, o pălărie care este purtată de maramureșeni. Ia uitați cât e de colorată. Îmi stă bine? Iar la mănăstirea din satul Săpânța Perii, colegul nostru a aflat legendele și istoria locului. Săpânța Perii, în partea aia altă, în Ucraina. Deci a fost o mănăstire bătrânească și aici s-a construit. S-a construit pe vremea lui Ceaușescu. Suntem mândri de această mănăstire. Vin în fiecare duminică. O zonă foarte frumoasă. Iar la sfârșit de călătorie a cucerit cascada cailor, s-a ridicat cât de sus a putut, a gustat din apa limpede și a vorbit cu un cioban adevărat de munte. Trebuie degustat această apă. Pentru că este atât de curată,
împătolesc setea pentru că după traseul prin munți se simt și picioarele. E o mândrie să fii cioban în Maramureș. Normal. Pentru unii, pentru alții doar să privească și nici atât poate nu le place. Pentru mine, da. La ce oră vă treziți dimineața? Dimineața cam la 4, 4 jumate, cel târziu când e 5 fără un sfert să ne apucăm la mulți, că sunt 45 de vaci cu lapte și avem oile 300 cu lapte. Emisiunea va fi difuzată duminică 29 octombrie la ora 17 și în reluare joi 2 noiembrie la 13:30. Îi mulțumim mult lui Ion Raelean pentru aceste imagini frumoase din Maramureș. Am călătorit măcar virtual, am călătorit. Lasă că am călătorit noi și fizic, dar știi prin ce? În Maramureș n-am fost. De la... Am fost, că ne-a dus cu... Ai văzut pălinca aia de unde a luat-o? Pălinc și zacusca la fel, fără zacuscă nu poți. Și noi chiar am mâncat zacusca. Măi, și mai vine și iarna, pălinca este la păstrat, când e nevoie ne mai încălzim cu... Nu dimineața, Doamne ferește, o facem așa, după masă, bate... Da, și am putea să-i facem o provocare lui Ion, într-o dimineață să vină el aici să prezinte și noi să mergem într-un tur în Maramureș, dacă tot ne-a intrigat. Vrei așa ceva? Da, sigur. Mie îmi place să primez, nu să aduc, știi? Păi mergem să călătorim, să, nu știu, să ne îmbogățim ochii cu această imagine spectaculoasă. Eu o să fiu cu Ion, o să prezentăm, tu ai să vii cu Tristuța, așa da, să ne bucur. Nicio problemă. Hai să bucur băieții cu mai convins. Da? Da. Hai noi, Ion. Deci fii atent, că avem aici o înțelegere. Dar fiți atenți și voi, dragi telespectatori, pentru că urmează prezicerile astrale pentru ceilalți nativi ai zodiacului. Săgetătorii trebuie să fie atenți și încă ce? Da, capricornii, vărsătorii și peștii. Hai, săgetătorii. Și au stabilit săgetătorii un obiectiv ce poate părea copleșitor. V-ar ajuta mult dacă, pe plan financiar, amânați niște cheltuieli, mai ales dacă nu sunt urgente. Economisiți, țineți banii. Mm-hmm. Așa, nativii capricorni sunt puși pe distracție. Puteți participa la o petrecere împreună cu prietenii sau să vă umpleți timpul cu activități alături de copii. Dacă la ei tot e prieten, la noi e ieșire în oraș, poate facem așa, o combinație și ieși da, nu copii. Cu copii. Eu m-am referit la prima variantă, unde era cu prietenii. Cu prietenii și copiii. Varianta aia care poate deranja adultul, știi, cu copiii, că trebuie să ai grijă de copii, nu te mai înțelegi în vorbă cu celălalt, știi? Doar cu prietenii. Da, vezi ce înseamnă să fii omul care nu ai copii, că nu înțelegi cum e. Așa, vărsătorii vor să fugă de responsabilități, pot organiza o ieșire în familie sau vă puteți încărca cu energie și chiar să rezolvați unele probleme. Iar peștii vor avea discuții constructive cu cei din jur, aflând astfel informații valoroase. Totodată veți oferi sprijin rudelor, atât moral cât și financiar, spun astrele. Măi, uite ce darnici sunt peștii cu banul. Hm? Da, iată că cumva astrele sunt susținute de... Da, da, da. Ei, uite că săgetătorii ar fi bine să-și coase bine salteaua acolo unde sunt bani, pentru că nu este recomandat să cheltui bani, dar în genere aș coase și salteaua, aș închide și odaia unde se află salteaua și aș arunca cheia undeva. Asta e modul tău de economisire, da? Da, de a te reține de a cheltui, știi, să nu cheltui mult. Ei bine, hai să vorbim și despre un eveniment important, frumos, tare energic și sportiv. Da, ne place sâmbătă. Sportul, da? Sâmbătă, vorbești de sâmbătă. Suntem în același gând, cred că, da? Sâmbătă, 28 octombrie, la Chișinău, va avea loc campionatul municipal la Taekwondo contemporan. La competiție vor participa sute de sportivi la diverse categorii de vârstă, dar și de greutate. Cât de pregătiți sunt luptătorii noștri și care le sunt emoțiile, ne spune colegul nostru Alexandru Leahu, care este acum printre sportivi. Alexandru, bună dimineața, te ascultăm! Taekwondo, colegi, bun găsit, dragi telespectatori! În această dimineață vă salut din sala de sport a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, aici unde sâmbătă va avea loc campionatul municipal la Taekwondo contemporan, unde vor participa mai mulți sportivi din Chișinău. Cât de motivați sunt sportivii noștri, dar și ce locuri își doresc să ocupe aceștia, aflăm de la organizatorul evenimentului. Domnule Tudor Rotaru, bună dimineața! Bună dimineața! Cum merg pregătirile? Vedem aici că deja sportivii noștri practic fac ultimele antrenamente. Cât de motivați sunt aceștia? Copiii sunt foarte motivați să participe. Avem în jur înscriși aproape 200 de sportivi, împreună cu arbitrii și cu părinți. O să fim o prezență de 300-400 de persoane aici. La deschidere, la ora 10, o să avem un invitat special, o să avem pe domnul președinte, domnul Vasile Filat, 7 de ani. Este o sală foarte frumoasă, aici este luminoasă, avem locuri de parcare și acest eveniment este de două ori pe an.
care îl avem cu federația. Și iată, aici facem preselecția la cei mai buni pentru campionatele europene și mondiale. Iată, avem campionatul european care o să fie în Cooper, în Slovenia, în luna aprilie 2024 și de acum începem preselecția. Aha, adică pregătirile încep de aici deja, da. Se pregătesc și așa mai departe. Anul trecut au participat mai puțin, mai mulți? Anul trecut au fost o prezență de 250 de participanți. Aha. Anul ăsta se pare că un pic mai puțin, sunt aproape 200. Aha. Bine, vă mulțumim mult pentru aceste informații utile. Noi mergem în continuare către antrenorul lotului național, domnul Igor Filimon. Domnul Filimon, bună dimineața! Vă mulțumim mult că ați acceptat să ne oferiți mai multe informații. Despre taekwondo, să știi că cumva evoluează deja în ultima perioadă. Vrem să vă întrebăm dumneavoastră cât de mult a evoluat taekwondo în ultima perioadă în țara noastră. Până dimineața, mulțumim că ne-ați invitat. Într-adevăr, taekwondo a evoluat foarte mult, dar ne bucurăm că în țară la noi, deja ultimele campionate europene mondiale, noi ne bucurăm că Moldova totdeauna se întoarce acasă cu medalii. De la ultimul campionat european am plecat un lot mic, dar am reușit să aducem două medalii de bronz. Au fost 1000 de participanți la competiție, destul de greu, dar am avut rezultate bune. Tot așa au fost și la campionatele internaționale, la Cupa Mondială, la Campionatul Mondial, așa că credem că și acum la Campionatul European 24 ne pregătim să aducem rezultate bune. Noi suntem, spunem așa, la proba spargeri. Moldova are așa un parcurs lung în campionate mondiale și totdeauna cam ies pe locul întâi. Așa că sperăm și anul care vine 24 la europene să aducem medalii de aur și inclusiv la campionatul mondial. De la acest campionat din această sâmbătă, care sunt așteptările dumneavoastră ca și antrenorul lotului național? Așteptările mele sunt ca să vedem care sunt următorii sportivi buni selectați în lot, ca să-i pregătim și să vedem ce realizări au sportivii care îi avem în federație. Știu că toți avem mulți antrenori, suntem 30 de antrenori și vrem ca să alegem cei mai buni. Și competiția de acum o să ne arăte care sunt sportivii cei mai buni, care vor fi selectați în lot și care o să lucrăm în continuare pentru campionatele internaționale, europene și mondiale. Filimon, noi vă mulțumim mult pentru aceste informații utile. Haideți să mergem să vedem și elevii ce așteptări au. Ne ducem spre Crina, care va participa și ea la acest campionat. Crina, salutare! Cum merg pregătirile? Bine merg, da, abia aștept pentru competiție și mă pregătesc. Cât timp te-ai pregătit pentru aceea? Noi cunoaștem că sportivii se pregătesc în fiecare zi, practic nu există pauză, dar totuși când vine o competiție, cumva te focusezi anume pe ea. 3 săptămâni în urmă, antrenorul mi-a spus că avem competiția asta și am început să fac antrenamentele mult mai serios, să pun mai multă forță și cred că sunt gata. Care sunt așteptările tale de la această competiție? Așteptările mele sunt să iau cât mai bune locuri, locul 1, locul 2, dar eu cred că o să fie tot bine. Unde îți dorești să ajungi mai departe dacă urci pe primele trepte ale podiumului la această competiție? Foarte tare vreau să devin campion mondial, să mă știe toată lumea și să fiu cât mai bună. Să ne reprezint țara la competiții de talie mondială. Îți mulțumim mult, ție îți dorim mult succes. Dragi telespectatori, nu degeaba sunt îmbrăcat și eu în tabocă azi dimineață, așa că în continuare am să fac și eu câteva exerciții ce ține de taekwondo contemporan, așa că am să las microfonul. Colegi, voi aveți legătura, dar până atunci vă spun că să veniți în această sâmbătă, începând cu ora 8, la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, să susținem sportivii noștri la taekwondo. Universitatea se află pe strada Andrei Doga 22. Haideți să venim cu toții și să susținem campionii noștri, pentru că într-adevăr merităm. Dar până atunci eu încerc să fac câteva exerciții. Voi, colegi, aveți legătura, așa că am să las microfonul jos și trec la treabă.
Alexandru Leahu wins. Eu cred că Alexandru trebuie să lucreze mai mult la elasticitate, pentru că nu îndreaptă piciorul bine atunci când lovește. Lasă că a fost foarte bun băiatul, nu s-a diferențiat foarte mult. S-a spus că are el un scop, că se duce la tot felul de evenimente sportive, taekwondo, judo. O să ne arate aici un masterclass de arte marțiale. Eu cred că acest masterclass poate fi arătat și la următorul eveniment despre care o să discutăm, da, pentru că în acest weekend vom afla cine este cel mai puternic om din țară la Gladiator Challenge Moldova, cel mai așteptat eveniment sportiv. Vom vedea în acțiune 100 cei mai buni atleți de performanță, campioni mondiali, europeni și naționali. În arenă vor urca sportivi de arte marțiale mixte, box, rugby, judo, lupte libere, greco-romane, crossfit, bodybuilding, sambo și alte genuri. Toamna aceasta își vor măsura forțele. Cine va fi cel mai puternic om din țară? Vor face o echipă pentru a supraviețui. Cine va fi ultimul luptător în picioare? Uite, nu știu, vezi? Uite, îmi place foarte mult. Verifică. Stai, lasă-l umflăm așa un pic, să fie mai umflat așa, nu? Ai verificat? E tare? Nu, dar nu verificăm că ne dăm de gol. Ăștia sunt mușchii noștri, mai etalat, da? Uite ce mușchi e tale, bravo, Alexandru. Și pe fundal, cel mai puternic om din țară. Eu nici mă pun cu tine pentru că nu am așa o haină bufată. Bine, noi nu suntem nevoiți să ne pregătim mușchii, suntem cumva obligați să ne pregătim telefoanele, mâinile și să aplaudăm, pentru că sunt ultimile pregătiri înainte de marele spectacol. Și cum sunt aceasta, aflăm în continuare de la Dragoș Mustață, organizatorul acestui grandios eveniment. Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Ne revedem, Dragoș, uite, după prima noastră discuție. Da, pe început. Da, când așa, totul se punea la punct și uite că acum putem vorbi despre ultima sută de metri a evenimentului. Exact. Cum e? Cum sunt pregătirile, ultimile zile? Pentru că îmi dau seama, toți sunt puși pe joar cumva, și sportivii, și organizatorii, și publicul. Da, mergem după program. În primul rând vreau să vă spun, la noi este organizat totul în proporție de 95%. A rămas azi să facem repetițiile cu cei 100 de sportivi. Am dus toate rechizitele sportive, barierele, le-am dus în platoul la Chișinău Arena, le-am instalat. Azi o să facem permutații acolo și mai departe. Și mai avem o zi de rezervă, este ziua de mâine, data de 27, unde o să punem scena, scenografia, o să instalăm tot ca să fie frumos și vreau să vă zic că așa eveniment nu a mai văzut Chișinău Arena până acum și nici Moldova nu a văzut. Este un eveniment extraordinar. Avem cea mai multă lumină care a fost de până acum la Chișinău Arena. Avem o scenă extraordinar de mare, grandioasă, invitații frumoși și foarte mulți sportivi. Da. Da, repetiția, ai spus. În ce constă repetiția? Sper că ei n-au repetat toate probele la care sunt supuși, acolo vin și sunt cei mai buni. Da, vreau să vă zic că sunt niște probe, avem careva probe care sunt destul de complicate și noi am decis să oferim sportivilor posibilitatea ca să se acomodeze cu aceste probe, ca atunci când iese în platou să cunoască ce să facă cu ei. Și ca antrenamente sunt pentru ei, într-o oarecare măsură. Și ca antrenamente, însă mai mult ca cunoștință. Deoarece, de exemplu, dacă tu faci lupte libere, tu cunoști toate procedeile, cunoști regulile și mai departe. Dar din momentul când intri într-un joc care este nou-nouț, unde probele au fost create din cosmos, dacă înțelegeți, da, atunci este nevoie de cunoștință cu ele. Așa este. Este și pentru ei o premieră, cumva. Și, în general, evenimentul este o premieră pentru Republica Moldova, ceva ce nu a mai văzut țara noastră. Totuși, de unde ați găsit atâta inspirație, motivații, atâta dedicație ca să organizați acest eveniment? Am găsit, probabil așa este firea mea, vreau să creez lucruri frumoase și vreau să le creez la noi acasă. Însă vreau să vă zic despre acest eveniment, că este unul grandios și el urmează să se dezvolte. Este acum, la momentul dat, este ca un mic copil care are nevoie de atenție, care are nevoie de susținere și noi lucrăm și dăm tot ceea ce avem de la noi ca să putem să-i oferim viață, ca el să meargă mai departe în viața lui de gladiator challenge, da. Moldova, România, Bulgaria și așa mai departe. Dar de unde a pornit totul? De unde a apărut această idee?
a apărut ideea, vă zic, din dorința de a crea un joc în societate, de a crea un joc în care pot și eu să particip ca om simplu. Eu nu sunt sportiv de performanță, eu sunt om de afaceri, respectiv am dorit să particip și eu într-un joc interesant care să-mi creeze o intrigă, care să creeze o plăcere, o, nu știu, adrenalină, o tensiune, de exemplu. Da, ceva. Dar a venit mult ideea asta sau ți-a venit și instant te-ai apucat de organizare? De obicei, din momentul când pierzi mult timp pe îndeplinirea ideilor, da, atunci ele pur și simplu fug da, dispar. Da. Sau îți dispare și motivația și inspirația. Exact, da. Cum mi-a venit ideea, a doua zi deja era acțiuni. De unde atâta hotărâre? Pentru că sunt oameni care ei nu s-o hotărăsc asupra unui singur lucru simplu. Ce să cumpere cartofii, noi sau cartofi roșii. Nu, așa sunt oamenii, sunt diferiți. Nu vreau să mă laud, însă asta este lucru care mă caracterizează. Îți face riscul? Că e un risc până la urmă. Fără de risc nu poți să reușești. Este părerea mea. Cine nu riscă, nu are dreptul să reușească în viață. Da, dar ne dăm seama că este o muncă enormă în spate și toate procesele astea de organizare. Care a fost cea mai complicată parte pentru tine? Presupun că cea mai complicată parte urmează. Noi lucrăm de jumătate de an o echipă de 12, în jur de 12 persoane ca stafful de bază, însă cea mai serioasă și mai complicată parte urmează pentru că este nemijlocit evenimentul nostru. Și atunci în cadrul evenimentului, aceste două zile, 28 și 29 octombrie, noi trebuie să ținem totul sub control. Avem probele, avem show-ul, avem invitați speciali din România, cum ar fi Cătălin Moroșanu, care o să înmâne trofeul câștigătorului. Avem 80 de dansatori de la trupa de dans Black and White, care o să facă feerie în platou. Avem preferata și iubita noastră trupă rock, Gândul Mâiței, care ne va turna miere în ureche cu muzica lor frumoasă. Bandul ce evenimentul. Așa, da. Și o să fiu și eu acolo. Da? Da. Ai să cânti? Nu o să cânt, însă... Dar știm că ai participat și tu la un proces foarte important. Da. Și anume formarea trofeului. Să ne spui și despre asta. Vrem să-l vedem la ecran, pentru că regia a pregătit chiar și o fotografie. Și să ne spui un pic despre modelarea acestui trofeu. Tu l-ai modelat. Da, tu l-ai sculptat și... E pumnul lui Hulk? Sau e din bronz, da? Am înțeles corect, e din bronz. Așa, da. Vreau să vă povestesc istoria. Am contractat un sculptor care trebuia să-mi facă trofeul și cu 20 de zile în urmă domnul era telefonul stins, nu puteam să dau de dânsul, a mers la atelier, nu era la atelier și așa mai departe și respectiv am nimerit în situația când trebuia să-mi fac trofeu, dar trofeile din broz nu se fac așa de repede, este un proces destul de complicat. Și am apelat la domnul Ion Zderciuc, un sculptor emerit din Republica Moldova, care mi-a dat un boss de plastilină și a zis că dacă vrei, nu am timp, sculptează-ți trofeu și eu ți-l torn. Și tu ai făcut tot. Da, și eu am dus acasă seara și de cunoștințele astea, Dragoș. Stai un pic, tu singur ai făcut chestia asta? Da, ai nevoie de cunoștințe anatomice, să știi cum, și cu vene, să văd venele, este și scutul ăla care... Este inexplicabil pentru mine cum un om care nu a mai făcut așa ceva înainte poate să sculpteze acest trofeu. Vreau să vă zic că eu am absolvit liceul de arte plastice Igor Vieru și nu am făcut sculptură, însă am făcut foarte mult desen, pictură și compoziție, respectiv. Deci, te-am ajutat cunoștințele aici, da? Ceva, da, mi-este ceva foarte aproape sculptura și chiar îndrăgesc sculptura pentru că practic tot ceea ce fac eu în viață, o să veniți la arenă, o să vedeți toate probele, toate barierele și așa mai departe, tot sunt un fel de sculpturi care au fost create de către mine ca să, dacă înțelegeți, un fel de relief. Apropo, tot această recuzită a fost creată de la zero, nu a fost înghereată de undeva, a fost creată special pentru Gladiator Challenge Moldova și cine a stat la baza conceptelor pentru toată recuzita pentru probe? Da, la baza conceptelor am stat eu în mare parte și rechizitele au fost construite de către decorații.md. Organizatorul acestui eveniment. Este și compania care am fondat-o eu și în baza acestei companii organizăm Gladiator Challenge Moldova. Uite, am vorbit despre sportivi, că ei vor fi puși la încercare, vor face total diferit de ce fac ei în lumea sportului. De obicei, da. Publicul intră la Gladiator. De ce senzații tari vor avea ei parte? Ce vor putea face? Pentru că noi o să vorbim un pic și despre o opțiune pe care o au ei de a vota sportivul preferat.
Așa, da, ei au opțiunea de a vota sportivul preferat, însă din considerentul că am depistat niște programe care adăugau voturi pe, pe site-ul nostru, am decis pentru prima ediție să anulăm televoting-ul și cu părere de rău pentru toți participanții care au depus eforturi în a-și acumula vot, suntem nevoiți să fim corecți față de toți și nu putem să oferim acea viață în plus unui participant deci, pentru reiterăm, nu se anulează. Se anulează televoting-ul. Televoting-ul va fi activ în ediția 2 deja, atunci o să securizăm site-ul modul corespunzător cum trebuie să fie, o să punem careva bariere ca să nu pot să nu poată. Bine, dacă vrem să-i susținem, mergem acolo. În realitate stăm pe scaun, ne aplaudăm, strigăm, venim cu pancarte. Asta e susținerea și televoting-ul. Da, veniți și vă susțineți sportivul preferat pentru că sportivii au nevoie de susținere, într-adevăr este ca o arenă a gladiatorilor și gladiatorii fără de susținători nu pot să debuteze. Da, și apropo despre recuzite, am văzut că au fost aduse și două mașini blindate. Da. Pentru ce sunt ele? Așa, sunt două hamere din armată, sunt mașini blindate care cântăresc în jur de 4 tone fiecare. Acestea cu roțile disânflate vor trebui să fie trase de către echipe a câte 10 persoane. Da. Cine primul îndeplinește un set de probe în cadrul acestei probe, acela câștigă proba și merge mai departe în concurs. Cine nu îndeplinește este eliminat. Dar care crezi că este cea mai spectaculoasă probă? Pentru că le știi pe toate. Ele sunt foarte multe spectaculoase, dar avem o probă cu ștafeta, care este formată din 5 etape și unde 10 persoane trebuie să treacă această probă, 10 persoane în echipă. Însă cel mai bine ca să aflați care este cea mai spectaculoasă probă, vă invităm să veniți la Gladiator Challenge Moldova și să vedeți cu ochii voștri. Dragoș, noi îți mulțumim mult pentru munca pe care o depui tu și echipa ta din spate, pentru că ai o echipă numeroasă de oameni entuziasmați și de ideea ta. La final să transmiți un mesaj atât sportivilor cât și publicului. De aceea este important să vină și să susțină în primul rând sportivii, dar și aceste evenimente. În primul rând, acest proiect este la prima sa ediție și are nevoie de susținere din toate punctele de vedere. Dorința mea este ca arena să fie plină cu oameni pentru sportivi, ca sportivii să se simtă iubiți și să aibă o atenție oarecare din partea oamenilor. Pentru mine este cel mai important și totodată sportivilor le transmit să fie curajoși, să știu că este stresant pentru ei și ei nu cunosc ce trebuie să facă până la urmă. Este destul de complicat în interiorul lor să treacă peste obișnuințele lor de zi cu zi și așa mai departe. Plus la asta ei trebuie să iasă în fața la o toană de lume care să privească la camere de luat vedere și așa mai departe. Și vreau să le urez curaj și într-adevăr să câștige cel care este mai puternic. Chiar îmi doresc lucrul ăsta din adâncul sufletului, să câștige cel care merită titlul de cel mai puternic om din țară. Da. Atâta. Da, noi îți mulțumim. Promitem să venim și să susținem toți sportivii, dar inclusiv și organizatorii și întreg evenimentul, pentru că sunteți la prima ediție și pentru că chiar aveți nevoie de suportul celor din jur. Mulțumesc frumos și eu mă duc la treabă. Și noi la fel, noi tot rămânem aici. Da, okay. Mai bine, cu bine să ajungeți la ediția a doua. Da, cele bune. Da. Și eu zic să mai vedem încă o dată acel video unde sunt câțiva din participanți și vedeți forța cu care sunt ei pregătiți să participe la eveniment. Toamna aceasta își vor măsura forțele. Cine va fi cel mai puternic om din țară? Vor face echipă pentru a supraviețui. Cine va fi ultimul luptător în picioare? Da, uite, fraților, acest eveniment unic în Republica Moldova va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Nu vă rămâne decât să participați și să vă simțiți și voi ca în perioada asta a gladiatorilor. Bine că atunci era altceva și slavă Domnului că nu e ce a fost atunci, dar o să aveți parte de niște senzații tari aflându-vă alături de sportivii voștri preferați. Așa este. Tu ai un sportiv preferat care va participa? Este. Dacă participam eu, eram eu, nu? Sigur! Cum să nu? Pe lini.
listă, dacă era televoting-ul, doar pe tine te votam în fiecare zi, Alexandrina, ai dreptate. Bine, hai, mai departe, au apărut acolo niște oiță. Da, da, a fost un teaser. Da, a fost un teaser. La subiectul care urma să discutăm, pentru că imagini pe care nu le văzi în fiecare zi în capitala Spaniei, așa, erau din capitala Spaniei. Așa este, o zi din an la Madrid, turmele de oi au prioritate în trafic. Cum se poate întâmpla una ca asta, vă întrebați și voi, uite că vă propunem să aflați în continuare. Căitul oilor a înlocuit claxoanele mașinilor pe străzile Madridului duminică, zi în care păstorii și-au mânat turmele prin centrul orașului, urmând vechile rute către pășunile de iarnă. Evenimentul anual a fost reluat în 1994, după ce Parlamentul Spaniei a recunoscut rutele tradiționale de transfumanță urmate de păstori. I didn't realize that we were going to be so close to them. I thought there would be maybe more space, but we could. I've seen people touch them, I've seen people pet them. I didn't realize that we were going to be right here. Reivindicamos en primer lugar las cañadas reales, que es un patrimonio de los ganaderos de España, que tenemos derecho a transitar por la amplia red de, que une España de norte a sur, de este a oeste. Y aparte de reivindicarla para nosotros, la reivindicamos como camino verde, como medio, como forma de potenciar la vida en los pueblos. De obicei, aceste căi trec printr-o zonă rurală liniștită, iar cu această ocazie, ciobanii au îmbrăcat haine tradiționale de sărbătoare și au traversat una dintre cele mai aglomerate zone, inclusiv Puerta del Sol, care este printre piețele importante din Madrid. Localnicii și turiștii s-au aliniat de-a lungul drumului, făcând fotografii cu oile care purtau clopoței la gât. Cei mai bucuroși au fost copiii, pentru că au putut să atingă animalele, să se joace cu ele și să le admire, ceea ce nu au ocazia să facă atât de this. Frumoase imagini. Și am repetat eu nouă dată că n-aș vrea să se audă în oraș claxoanele mașinilor și iată o soluție, măcar o zi în an. O zi în an, da, bine, dar îmi place foarte mult că nu e vorba de o chestie că, vezi, doamne, dacă animalele locuiesc într-un anumit spațiu, doar acolo să fie, nu, că trebuie să traveseze din vest spre est și trebuie să traveseze prin oraș. De ce să fie discriminarea asta? Așa erau vechile lor trasee, când încă nu erau construite toate orașele, toate clădirile impunătoare, mergeau pe acolo. Da, vezi? Și uite că noi mergem ușurel spre sfârșitul emisiunii și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Mai avem de petrecut împreună în această săptămână încă o zi. O zi de vineri, care este o zi foarte frumoasă și specială pentru noi, pentru că după asta urmează weekendul și nu și pentru noi, și pentru voi. O zi de joi reușită să aveți!